Festival Național de Pian la Petroșani. Săptămâna viitoare la Petroșani va avea loc cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Pian Clavier Art. Cei mai buni pianiști copii își vor da întâlnire în capitala Văejiului pentru a-și disputa marele premiu. Este cea de-a treia ediție a acestui festival național. Aș vrea să subliniez acest lucru, deoarece spun eu că este un eveniment cultural important pentru orașul nostru. Este un eveniment care se desfășoară, așa cum spuneam, la cea de-a treia ediție, bineînțeles cu sprijinul domnului primar Iacob Riții, căruia îi mulțumim, și nu în ultimul rând al Consiliului Local. Și aș aminti, până la urmă, este vorba de colectivul de cadre didactice de la învățământul de artă din cadrul Școlii Gimnaziale Igheduca, un colectiv inimos care se ocupă de desfășurarea acestui festival național. 33 de elevi din întreaga țară vor fi prezenți la Petroșani, unde vor lua parte la festivalul concurs. 18 dintre participanți provin chiar de la școala gazdă. Și în acest an avem 33 de elevi care vor participa la acest festival, aș spune eu, activitate foarte importantă în desfășurarea lor ca și evenimente culturale, pentru că, mai spunea doamna profesoară Adina Stan, este o rampă de lansare a elevilor care sunt talentați spre Olimpiada Națională chiar. Aceste acțiuni au rolul de a-i motiva pe copii să își dezvolte aceste aptitudini. Ne bucurăm că avem astfel de talente în Petroșani și probabil este și unul din motive pentru care nu putem să nu continuăm acest festival. Sunt în număr de 18 elevii noștri care participă la acest festival, elevi pregătiți de către colectivul de cadre de la Școala Gimnazială Igheduca. Se vor acorda premii pentru toate categoriile participante, iar marele câștigător va fi recompensat cu suma de 500 de lei.